În epistola către Tit, la capitolul 3, cu versetul 8, stă scris Să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Cu ceva timp în urmă, spune autorul, am citit o poezie care spunea, citez, L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea sănătate, ca să pot face fapte mari, el mi-a dat infirmități, ca să pot face fapte bune. În vara anului 2021, spune autorul, în plină pandemie, m-am înscris la școala post-liceală sanitară Dr. Luca de la Cernica. Motivat fiind de dorința de a ajuta oamenii aflați în suferință. După un semestru, mai mult online, așa cum multe școle au trebuit să desfășoare cursurile, a venit timpul, odată cu ridicarea restricțiilor, să facem cursurile în mod fizic. Bucuria noastră urma să fie umbrită de vestea că vom avea inspecție generală una dintre cele mai severe inspecții din partea inspectoratului școlar. De ce tocmai noi? De ce acum? Ne întrebam atât noi, elevii, cât mai ales profesorii, în contextul în care școala postliceală sanitară Dr. Luca din Cernica tocmai trecuse de Comisia de Acreditare și de Aracip. Mobilizarea a fost extraordinară. Efortul profesorilor, dublat de efortul elevilor de a arăta că putem fi cei din tâi, a fost răsplătit de reacția domnilor inspectori, care, încântați de ceea ce au văzut, au spus: La doctor Luca se face carte. Sau: Ce bine că am venit întâi la dumneavoastră! Acum avem niște standarde înalte pe care să le cerem și de la celelalte școli pe unde vom mai merge. De unde aceste reacții? Poate din faptul că principiile creștine pe care școala le promovează au putut fi văzute în viața celor de aici? Poate din faptul că dorința de a fi cei din tâi în fapte bune a putut fi văzută în spiritul de întrajutorare dintre elevi, în acțiunile de voluntariat? educație sanitară pe care școala le organizează și susține. Ca să nu mai vorbim de devoționalele de dimineață care ne zidesc sufletește și ne dă adevărata motivație. Cei din tâi în fapte bune. Am văzut încă o dată că Dumnezeu a transformat într-o binecuvântare ceea ce pentru noi era o problemă binecuvântat fie numele Lui. Astăzi, iată ce îmi rămâne mie de făcut, dar și ție. Să caute să fie cei din tăi în fapte bune, iată ce este bine și de folos pentru oameni.